500.000 de euro dacă trimiți pe cineva în Germania care nu are 8,5 euro. Deci era o problemă majoră la nivel național. Și atunci am luat-o științific. Cum comunicăm? După ce în tinerețe calculatoarele mi s-au părut foarte fascinante și am început facultatea de informatică și calculatoare la Timișoara, pe care n-am apucat să termin pentru că am prins că nu mă ajută cu absolut nimic pe calea pe care am luat-o, pentru că între timp aveam peste 100 de angajați și profesorul la facultate ne spunea, dacă învățați bine, o să ajungeți să fiți angajați la Alcatel. Am zis, ok, nu-i pentru mine. Mult mai târziu, după ce am trecut prin lucru cu foarte mulți oameni, am hotărât că ar fi util pentru mine să mă apuc să studiez psihologie. Și prin facultatea de psihologie pe care am făcut-o, am avut bazele comunicării. La nivel interuman, la nivel psihologic, aveam și bazele electronice și mecanice ale comunicării la distanță, din experiența cu calculatoare. Și atunci am luat-o ca și analiză științifică a problemei. Cum comunicăm? Există un emițător care transmite un mesaj și altcineva trebuie să-l recepționeze. Acum, ce se întâmplă între emițător și receptor? Este un mediu de comunicare. Mai direct, mai indirect, mai electronic, mai puțin electronic. Dar ca, în afară de mediu de comunicare, ca comunicarea să funcționeze, este nevoie de un context comun. De exemplu, o limbă comună. Dacă nu vorbim aceeași limbă, degeaba funcționează totul perfect, că nu o să putem să comunicăm. Și ca și dificultate, în comunicare intervin factori perturbatori. Asta poate să fie, de exemplu, zgomotul de pe linia de telefon, sau n-am semnal la celular, sau sunt răcită și nu se aude bine. Deci există foarte mulți factori care pot să perturbe comunicarea. Asta este un model liniar de comunicare. A fost prima explicație, cum au încercat oamenii să își explice cum funcționează comunicarea. Dar am ajuns la un moment dat, prin anii 70, la concluzia că nu poate să fie chiar așa de simplă comunicarea, cum este modelul ăsta liniar, pentru că în procesele care intervin între emițător și receptor, și anume faptul că emițătorul trebuie să codeze mesajul și receptorul trebuie să decodeze, în interacțiunea asta se întâmplă niște lucruri. Adică nu este o treabă pasivă. Eu spun ceva și dumneavoastră auziți exact ce zic eu. Nu, dumneavoastră interpretați. Comunicarea prin interacțiune este comunicare prin intermediul feedback-ului. Chiar dacă nu este un feedback activ. Feedback-ul poate să fie la mine în cap. Eu aud un cuvânt și înțeleg prin cuvântul respectiv ceva. Altcineva poate să înțeleagă poate un pic altă nuanța cuvântului respectiv. De aceea există atâtea sinonime pentru fiecare cuvânt. Feedback-ul, bineînțeles, într-o comunicare în ambele direcții este mult mai interactiv, dar și într-o comunicare unidirecțională el există, doar că este sub formă de interpretare. Acum, prima formă de comunicare la distanță care a inventat-o lumea a fost scrisoarea. Sub orice formă, adică ai scris niște cuvinte pe un suport, oricare ar fi el, că este o tăbliță de piatră, că este o rolă de papirus, că este o piele de animal, că mai târziu este o foaie de hârtie, ai scris un mesaj și l-ai trimis. Este comunicarea asincronă, pentru că nu poți să răspunzi imediat. Durează un pic până ajunge mesajul la tine, până poți să răspunzi trece ceva timp, timp în care tu poți să te gândești. Asta este elementul principal la comunicarea scrisă asincronă. Ai timp să te gândești și să interpretezi înainte să răspunzi. Pare un pic antică comunicarea prin scrisori, dar și astăzi există, doar sub o formă un pic mai modernă, îi zicem SMS. Nici SMS-ul sau chat-ul nu este nimic altceva decât forma antică de comunicare prin scrisoare. Doar că este mai scurtă, mai rapidă,
dar în continuare este asincron. Adică în momentul în care eu primesc un mesaj pe WhatsApp, un SMS, un mesaj pe orice fel de canal de comunicare, am timp să mă gândesc înainte să răspund. Nu există nici așteptarea, nici obligativitatea să răspund imediat. Spre deosebire de celelalte forme de comunicare. Deci comunicarea scrisă are un avantaj față de tot restul sau dezavantaj, depinde cum o privim, timpul de gândire. Din cauza faptului că comunicarea scrisă este atât de simplă astăzi prin SMS, prin programe de chat, o vedem peste tot. Cred că toți ați văzut oameni mergând la restaurant, chiar și doi, stând față în față, fiecare cu nasul un telefon, ne uitându-se unul la altul, ne vorbind unii cu alții. La fel și acasă. Multă lume stă pe telefon în loc să interacționeze cu persoana cu care este fizic în același spațiu. Dacă mă uit în sală, văd trei oameni cu telefon în mână. Acum, aici. La fel, când conduce lumea la volan. Foarte mulți oameni stau pe telefon. Poate și din cauza ambuteiajului care sunt în orașele astea mari în care te plictisești la semafor, dar există din cauza disponibilității comunicării la distanță și din cauza că este așa de simplu, așa de ieftin, așa de permanent, cumva ne simțim obligați să și folosim în permanență. Adică, înainte, dacă suna cineva la telefon și nu erai acasă, nu răspundeai. Acum, dacă nu răspunzi, aoleu, ce faci? Ești supărat? E vreo problemă? Deci nu mai este normal să nu mai răspunzi imediat la mesaj. Deci s-a pierdut un pic componenta asta de asincronicitate și s-a scurtat foarte mult timpul pe care îl avem în sistemul social în care trăim, care este socially acceptable response time. Acum, care e problema cu comunicarea asta scrisă? Contextul. Pentru că este așa de limitat ca număr de cuvinte, mesajul, SMS-ul, nu poți să explici, nu poți să dai contextul foarte bine mai departe. Funcționează doar într-un context foarte comun, foarte clar definit. Cu cât ești mai străin de persoana cu care comunici, cu atât mai greu este să comunici fără erori de comunicare, pentru că nu știi exact ce-o vrut ăla să spună. Acum, hai să zicem că am evoluat, putem să vorbim și la telefon. Faptul că alegem să trimitem mesaje este o alegere, dar nu este o necesitate. Vorbind la telefon, comunicarea verbală are avantajul de a fi sincronă sau dezavantajul, dacă ne trebuie un pic de timp să ne gândim. Deci, se poate interpreta și așa și așa. Acum, ce înseamnă să vorbim la telefon? Față de mesaj, nu avem doar cuvintele, ci mai avem niște elemente în plus. Avem tonalitatea vocii. E joasă, e calmă, e înceată. E înaltă, e isterică, e enervantă. Auzim mai multe informații decât doar cuvintele. Ne ajută să interpretăm contextul. Ne ajută să interpretăm emoțiile din spatele mesajului. Mult mai mult decât SMS-ul, care poate are niște emoticonuri, niște zâmbete sau un pic de tristețe sau, în fine, o gamă foarte mare de maimuțoi care scot limba sau fac inimioare sau orice altceva, dar are un avantaj clar în sensul că reduce erorile de comunicare, ne dă mult mai multe informații în afară de cuvinte. Acum, întrebarea este, sunt suficiente informațiile care le primim într-o conversație telefonică? E suficient să vorbim la telefon ca să ne înțelegem bine cu persoana cu care comunicăm? Sau ne mai lipsește ceva? Ce lipsește este limbajul feței, limbajul corpului. Ce lipsește este posibilitatea de a ne privi în ochi. Ce lipsește este gesturile, este felul cum ne uităm în sus, în jos, cum stăm cu mâinile încrucișate sau cu mâinile sus, cu mâinile jos, cum ne aplecăm în față, cum ne lăsăm în spate. Toată gama asta de gesturi, de mimica feței și mai ales privitul în ochi. Privitul în ochi captează atenția, subliniază, ajută conversația să funcționeze. Prin telefon nu
putem să ne privim în ochi. Un mare dezavantaj. Mai ales în situațiile în care trebuie să găsim soluția la o problemă prost definită. Deci dacă încercăm să discutăm și să găsim o soluție prin SMS, va fi foarte, foarte greu. Prin telefon nu va fi ușor absolut deloc. Ce s-au gândit oamenii? Hai să combinăm televizorul și telefonul și să facem teleconferința. În foarte multe firme se folosește, astăzi este ceva absolut normal, cea mai simplă formă, vorbim pe Skype, există forme mai complexe, există Adobe Connect pentru lucrare împreună, pentru a lucra împreună la distanță. În firmele mai există sisteme statice de videoconferință, există camere special amenajate pentru videoconferință cu microfoane multidirecționale ca să se audă toată lumea, cu monitoare prinse pe perete unde poate să intre de la Tokyo, de la Roma, de la Washington, de la New York, nu contează, toată lumea ne întâlnim virtual într-o sală. Da, e suficient? Ne vedem. Vedem în fața, putem să ne privim în ochi, auzim tonul vocii și totuși. Parcă ceva lipsește, parcă e un element prea static. Lipsește posibilitatea de a ne mișca. Lipsește posibilitatea de a vorbi cu altcineva decât persoana care a venit în fața monitorului să se întâlnească cu noi. Și în afară de asta, majoritatea sistemelor de teleconferință nu prea pot să ajusteze nivelul ochilor. Dacă vorbesc pe Skype, pe laptop sau pe calculator, mă uit în jos. Dacă am un ecran undeva pe perete, mă uit în sus. Și prin faptul că mă uit în jos sau în sus, automat îmi schimb atitudinea față de persoana cu care vorbesc. Dacă mă uit în jos, eu sunt cel de sus. Dacă mă uit în sus, eu sunt cel de jos. Și automat, prin limbajul corpului, eu exprim ceva. Acum, care e soluția? Ce putem să mai adăugăm comunicării? Ce putem să mai punem în plus? În afară de că avem mesajul informațional, la fel ca la un SMS, avem sonorul, la fel ca la telefon, auzim tonalitatea vocii, avem persoana cu care interacționăm ca și video, într-o videoconferință, dar ar trebui să poată să se și miște. Ar trebui să poată să ajungă la nivelul ochilor mei, indiferent dacă stau jos sau dacă stau în picioare. Asta a fost momentul la care ne-am amintit de roboții de pe Atlanticron, care am construit acum 15 ani. Și ne-am gândit, oare nu a progresat tehnica suficient ca să putem să adăugăm încă un element. Elementul de mișcare și elementul de a putea privi pe cineva în ochi. Acel element este teleprezența. Este un cuvânt nou, un cuvânt care eu l-am auzit pentru prima oară când am căutat pe internet robotul care l-am adus astăzi cu mine. Ceau! Sper că nu te-am speriat. Nu? Nu. Un slide prea devreme. Să te-am și te ascultam, n-am pus de un slide prea devreme, dar fix la momentul la care trebuia. O mică demonstrație. Ramona, astăzi a venit din Timișoara să ne viziteze virtual prin robotul de teleprezent. Bună, Ramona! Ia. Cum e vremea la Timișoara? Să știi că plouă și e tare urât, n-ați vrea să fiți aici. Eu sunt acum fizic în Timișoara, cu robotelul sunt în București și cu vântul prin Hawaii pe undeva. Că nu e tocmai plăcut aici, dar mă bucur să vă văd. Vrea cineva să îi pună întrebări, Ramone? Vrea cineva să vorbească cu Ramona? Eu... Păi după gândea la mine? Hai să vedem dacă poți treabă de prize. Am înțeles, da. Ar putea să vină până aici, dar trebuie să dăm priză la o parte. Nici o problemă, că vin eu acolo. Așa. Bună. Bună, Ramona. Bună, îmi pare bine. Și mie îmi pare bine, mă cheamă Nicia.
Mă bucur să te cunosc. Aș vrea să ne spui puțin despre ce faci tu. Uite, o să spun așa. Da. Așa, perfect, ca să mă văd cu toată lumea. Păi, eu lucrez pentru Netex Consulting, cred că se știe deja că suntem un call center. Ocup funcția de trainer în call center-ul ăsta și tocmai de asta astăzi am vrut să vorbesc un pic despre roboțeli care mi-au ușurat munca extraordinar din ultima vreme. Pentru că, după cum mi spune numele, da, meseria de trainer presupune să ai de-a face cu angajații firmei, da? Să le spui când au intervenit ceva noutăți, când ai o instrucțiune de lucru noi și tot așa. Și atunci ar fi însemnat, asta fiind o firmă care are sediu mai multe orașe din țară, ar fi însemnat mai mult să îmi petrec timpul pe drum decât efectiv făcând training. Deci roboțelul ăsta mi-a ușurat munca foarte, foarte mult. Pot să mă văd cu toată lumea, da? Nu doar în timpul training-urilor vorbim despre lucru, dar și așa să stau virtual de ei la o cafea după ce terminăm. Foarte interesant. Știi ce mi-ar plăcea să văd cum ne vezi tu pe noi? Cum vă văd eu pe voi? După prezentare există okay. posibilitatea să folosiți robotul. Yes. Deci dacă doriți, după aia o să puteți intra de pe laptop. Ca și cum ați fi la distanță. Exact, ca și cum ați fi la distanță. Bine, mulțumesc frumos. Mersi și eu. Sper să te distrez cu el după prezentare. Mai are cineva o întrebare? Mulțumesc, Ana. Ai putea să vii și mai aproape? Ai putea să vii și mai aproape? Ok. Să te ducem acolo? Să vii mai aproape, să vedem așa un pic, cam, să ne apropiem un pic tehnic. Este pentru a să explorăm spațiul, pentru a alege forma cea mai favorabilă pentru a putea discuta. Eu cred că această mobilitate, mai ales că însă și infrastructura robotului este foarte interesantă și merită puțină atenție. În ansamblu general, cred eu că e o provocare extrem de interesantă pentru și utilă. Așa că putem să ne urmărim în spațiu, să trecăm împreună la plimbare prin spațiu.